Bună ziua, este vineri, suntem la plimbarea Imonord săptămânală. Astăzi suntem în piața Sfântul Ștefan și ne vom plimba pe străduțele din zona. Sunt împreună cu colegul Lucian și colegul Cristi. Sper să se vadă. O oră, o oră jumătate de plimbare. Cam o oră, o oră jumătate, spune Cristi. Am plecat. Foarte, foarte multe case frumoase în zona asta. Ce frontoane superbe! Din păcate și această casă este lăsată în paragină. Uitați ce interesante sunt ieșite coșurile. Se urcă pe calcanul clădirii. Ce coloane superbe aici la parter, minunate, cu sculpturi și de fapt toată casa arată foarte, foarte bine. Pe lângă celălalt. Lemnul cred că e sculptat manual acolo. Nu? Și foarte foarte frumos e că au păstrat și ușa. Îți dai seama cum arătau, cred că și în drilă. Nu? Nu cred că puneau la casele băiere și în drilă. Nu, e țiglă, că e spartă. Din ceramică. Da. Cum e la plimbare, Lucian? Mișto zonă. Uite și pe asta. Vă rugăm ocoliți. Cred că suntem cu cineva din zonă care are o casă superbă. Domnul? Negulescu. Domnul Negulescu. Și ne spunea că casa de vis-a-vis este făcută de faimosul arhitect Berindei. Arhitect. Da. Și cred că cea de pe colțul celălalt, blocul, de Prager. Prager, nu? Că se seamănă. Da. E Art Deco și ăsta? Da, e Art Deco. Asta este un bloc funcțional. Deci arhitectură funcțională, nu știu, cu Art Deco aici nu pot să spun, nu se vede foarte clar. Dar cel de acolo sigur are elemente. Ăla da. Iar cel din colț de pe Popasoare știu că a avut proprietar o familie de armeni, comercianți. Ce este acum în el nu pot să vă spun. Sunt probabil cumpărate apartamente. Locul este frumos, am fost și în el. Vă mulțumim foarte mult. Cu mare plăcere. Zi. Uite din poziția asta la construcția de acolo și spune de ce ți-a aduce aminte. La construcția de acolo? Da, aia care se construiește acum. De ce ți-a aduce aminte? Are într-adevăr o chestie așa de caz de mată. Nu? În partea din spate iarăși o bijuterie a zonei.
Da, da, da. Ornamentele par de lemn. Ce faci, bisule? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Peste tot unde merge ne împrietenim cu animalutele. Dacă vă uitați în partea aceasta aici, ornamentele acelea care sunt niște dreptunghiuri cu colțurile rotunjite, le regăsim în mai multe zone din București, chiar și în zona Clucerului. Porumbei. Ah. Uite, uite ce fac. Se pupă. Cum arată această mică seră. La intrarea și nu intri direct în casă, intri prin seră. Am terminat plimbarea de astăzi în zona Sfântul Ștefan, de unde am plecat, la parc, împreună cu colegii, Cristi. Mi s-a făcut foame. Ce ducea? Foarte frumoasă zonă, foarte frumoasă casă. Urmăriți-ne în continuare. Dați-ne un like, un share și ce mai vreți voi. La revedere!